Bună ziua! Interviurile PS News continuă astăzi, avându-l ca invitat pe domnul primar Gabriel Mutu. Bună ziua, domnule primare, și vă mulțumesc că sunteți din nou alături de noi. Bună ziua și vă mulțumesc pentru invitație. Vin cu mare drag ori de câte ori mă invitați. Candidați pentru un nou mandat la primăria sectorului 6. Cu ce gânduri? Cu gândul de a continua proiectele pe care le-am început. Să știți că am preluat un sector cu mari dificultăți și cu mari greutăți, în sensul că atunci când o autoritate locală și oamenii care lucrează în administrație nu se îngrijesc să aibă proiectele puse la punct, să aibă o viziune clară pentru ceea ce trebuie făcut în sector, tu dacă vii și iei un sector de la minus, da, îți va fi foarte greu să-l gestionezi. Să știți că nu m-am plâns niciodată de acest lucru. Am muncit foarte mult alături de echipa pe care am construit-o la nivelul primăriei sector 6, și astăzi ne putem lăuda cu proiecte pe care alte autorități în mulți ani, în urmă, cu primari buni, n-au reușit să le facă. Și vă dau un singur exemplu, finanțare pentru clădirile cu emisii de CO2 zero, adică, mă rog, în accepțiunea finanțării se numesc clădirile NZEB, unde emisiile sunt cât mai aproape de zero. Noi suntem prima autoritate la nivel național care implementează acest tip de proiecte în România. Să știți că lucrul ăsta spune foarte multe despre capacitatea de a procesa, de a prelua fonduri europene pentru sectorul 6, și mă refer aici la echipa pe care o conduc. Nu sunt singur în această echipă, nu fac singur treaba asta. Aveți o armată. Să știți că nu pot spune că am o armată. Sunt câțiva tineri foarte buni care au ales să lucreze în administrație și cu care noi ne facem treaba. Care a fost cea mai mare problemă pe care ați întâmpinat-o la primul mandat? Lipsa proiectelor. Lipsa zero. Zero. Nici măcar o procedură făcută pentru nimic. Adică, haideți să o luăm așa. De ce are nevoie o comunitate? În primul rând, de străzi. Nu exista nicio procedură pe străzi. De ce are nevoie? De reabilitare termică. Nu exista nicio procedură pe reabilitare termică. De ce avem nevoie? De spații verzi. Nu exista nicio procedură pe spații verzi. A trebuit să luăm totul pas cu pas, punct cu punct, să facem procedurile, să ieșim cu ele în licitație și să facem licitațiile publice și să putem lucra. Astăzi, în sectorul 6, avem sute de șantiere, sunt sute de străzi care au fost finalizate și sute de străzi care au început acum, în această primăvară. Eu sper să finalizez alte câteva sute de străzi și mă refer aici la reabilitarea totală. Nu discutăm doar despre mici plombe care se aplică, nu. Discutăm despre refacerea integrală a infrastructurii din sectorul 6. Ați reușit să reabilitați toate blocurile pe care vi le-ați propus în acest mandat? Vă imaginați că nu putem reabilita 1500 de blocuri într-un mandat de 4 ani. Însă ce am reușit să facem este faptul că am făcut procedurile pentru toate blocurile care mai sunt de reabilitat. Ce înseamnă asta? Avem front de lucru, nimeni nu mai poate invoca greaua moștenire, nimeni nu mai poate invoca faptul că nu avem proceduri, avem totul pus la punct și în fiecare, hai să spun așa, poate nu trimestru, dar la 4 luni și jumătate putem intra cu câte 100 de blocuri în reabilitare. Să știți că eu mi-am propus și am și povestit, am și explicat înainte de a fi primar, că avem posibilitatea, dacă lucrurile sunt puse la punct, ca în fiecare an să reabilităm undeva în jur de 250 de blocuri. Astăzi sunt în măsură să vă spun și să spun locuitorilor din sectorul 6 că avem procedurile făcute și că da, în acest moment putem reabilita 200-250 de blocuri, așa cum am promis în 2016. De ce ar trebui să vă acorde din nou un vot de încredere locuitorii din sectorul 6? Eu cred că oamenii și-au dat seama că au în față un om al faptelor. N-am venit în această funcție de primar ca să mă plimb, eu știu, prin străinătate sau să-mi iau un concediu prelungit. Am venit în această funcție de primar cu gândul de a schimba fața sectorului în bine. Acest lucru se vede, sectorul 6 începe să arate din ce în ce mai bine, cu bulevardele refăcute, cu mii de locuri de parcare construite, cu străzi asfaltate, cu blocuri reabilitate, cu toate parcurile din sector modernizate, și aici fac o paranteză, sectorul 6 este singurul sector din București care a construit un parc nou de la zero după Revoluție. Nu știu dacă e mult, puțin, asta arată cât de implicat sunt eu ca primar și cât de implicat este administrația pe care o conduc în binele sectorului.
Vă temeți de un contracandidat al PNL, USR? De ce nu? Că am văzut că se poartă alianțe. Da, să știți că întotdeauna, să știți că întotdeauna am susținut un lucru foarte clar. Se tem cei care nu au muncit pentru comunitatea lor. Eu sunt primarul care 24 din 24 a fost alături de comunitatea pe care o reprezintă și răspunsul este foarte simplu. Nu mă tem pentru că, repet, sunt un om al faptelor. Eu nu vin în fața oamenilor cu promisiuni. Eu vin în fața oamenilor cu lucruri făcute. Știți, toți au tendința să promită marea cusare. Eu vin și spun și arăt. Parcul Drumul Taberei, care l-am preluat într-un dezastru total. Astăzi este cel mai frumos parc din București, poate chiar din România. Am preluat un sector în care locurile de joacă pentru copii erau insalubre și erau adevărate capcane pentru copii. Astăzi sectorul 6 are toate parcurile, toate locurile de joacă modernizate. Copiii se simt în siguranță. Am preluat un sector unde blocurile erau cenușii. Nu exista nicio perspectivă despre reabilitarea termică. Astăzi, în permanență, avem câte 100 de blocuri în reabilitare. Am preluat un sector în care toaletele, grupurile sanitare din școli nu funcționau. Copiii mergeau, nici măcar lumină n-aveau. Astăzi avem școli cu grupuri sanitare pe care nici în străinătate nu le întâlnim. Totul automatizat, copilul nu atinge nimic. Să știți că întotdeauna am luat în calcul ceea ce am considerat că mi-ar fi bine mie, spre exemplu. Dom'le, cum aș vrea eu să arate, spre exemplu, un grup sanitar acolo când intru să mă simt în siguranță, să nu fie teamă să ating ceva, că mă îmbolnăvesc sau alte lucruri de acest gen. Așa le-am făcut. Pentru că, repet, dacă nu te respecti pe tine, înseamnă că nu respecti nimic în viață. Nicu Șordan, este un candidat, un contracandidat puternic pentru primăria Capitalei. Am văzut că acum este susținut și de PNL și de USR. Vom vedea dacă va fi susținut și de Plus. Da. Dar cu toată această susținere, este un candidat de care să se teamă PSD? Bun, știți cum este? Un candidat independent este destul de greu de să-și gestioneze o relație politică corectă. Eu nu spun că nu este un candidat bun. Însă eu la astfel de situații vin cu întrebări simple. Dom'le, nu a apărut peste noapte candidatura lui Nicu Șordan. El a fost și consilier local, a fost și este în continuare deputat. Eu vin cu, iarăși, întrebări simple. Dom'le, vreau să știu și eu, în calitate de consilier general, care sunt proiectele pe care le-a susținut pentru comunitatea pe care vrea să o reprezinte? Pentru că așa ți arăți capacitatea, calitatea de a fi bun administrator, nu doar pe vorbe. Trebuie să vii în fața oamenilor să spui, dom'le, n-am câștigat în 2016, nu am câștigat atunci, dar uite, în mandatul meu de 8 luni, un an, nu știu cât a fost el consilier general, am promovat în Consiliul General următoarele proiecte. Vreau să vă spun că nu este doar în cazul domnului Nicu Șordan consilier general. Eu vorbesc acum despre toți consilierii generali ai USR sau consilieri locali, pentru că și în sectorul 6 avem aceeași situație. Zero proiecte. Niciodată n-au venit cu nimic și atunci vin și vă întreb. Dacă oamenii vor să schimbe ceva care funcționează, care a arătat implicare, pentru că nu vă supărați, cu toate răutățile care se lansează în spațiu public la adresa doamnei primar general Gabriela Firea, eu pot să vă spun că administrația Bucureștiului, în acești aproape 4 ani de zile, a schimbat în bine, dar nu 10%, mult fața Bucureștiului. Haideți să vorbim, nu, și n-aș vrea să-i fac o campanie doamnei primar general, pentru că o face foarte bine singură, dar vreau să un singur element, sau poate chiar două. Faptul că a investit în mijloacele de transport în comun, mijloace de transport moderne, ultimele achiziții acum care se referă la 300 de tramvaie, autobuze, troleibuze electrice, asta arată iarăși implicare și dorință de a schimba în bine viața bucureștenilor. Dar ce facem cu poluarea? Că am văzut că duminică noapte, spre luni, poluarea a atins cote maxime. Vedeți, în București. Din păcate, asta arată, hai să spunem așa, incapacitatea guvernanților sau guvernului de a gestiona acest tip de problematici. Pentru că trebuie să știm și să explicăm. Nu primăria municipiului București gestionează gropile de gunoi, nu primăria municipiului București sau primăria de sector poate aplica sancțiuni, ci Garda de Mediu, care este în subordinea Ministerului Mediului.
Deci alte domnul cuvinte, Costel Alexe, care este da, ministrul pentru că interimar. Vreau să vă spun ceva. Mediului. Să știți că imediat după ce a fost investit domnul Alexe, am avut o întâlnire cât se poate de formală la Ministerul Mediului, unde chiar am luat cuvântul și am explicat că dacă Ministerul Mediului nu se implică, dar nu în, după poziție de forță în relația cu autoritățile locale, ci ca partener pentru societate și pentru o construcție corectă a problematicilor și o rezolvare corectă a problematicilor, nu vom rezolva nimic. Și ce v-a spus? Ce să spun? A ieșit în conferință de presă și bineînțeles că a arătat cu degetul către Primăria Capitalei. Oameni buni, și vreau să mă adresez celor din sector și din București. Gropile de gunoi sunt în gestiunea directă a Ministerului Mediului. Nu Primăria Capitalei poate aplica sancțiuni, nu Primăria Capitalei poate verifica cum își fac treaba cei de la gropile de gunoi, ca să fie foarte clară treaba asta. Și aici vă dau un singur exemplu. Și poate dumneavoastră puteți trage și niște concluzii. Păi dacă operatorul vine și ți indică tehnic discutând că are capacitate de procesare pentru 2 ani și jumătate, tu, Ministerul Mediului, cum îi dai autorizație de mediu pentru 8 ani? Aveți informație că... Păi, nu informație, este publică această informație. Nu trebuie să... Deci, Iridexul, dacă discutăm despre groapa de gunoi, Gara de Nord. Gara de Nord, este Chiajna. În proximitatea Așa. Sectorului 6 la granița, de la Chiajna, dintre sectorul 6 și sectorul 1. Și capacitatea de procesare a acestei companii pentru următoarea perioadă se întinde pe 2 ani și jumătate. Ministerul Mediului, Autoritatea pentru Mediu, a emis autorizația integrată de mediu pe 8 ani. Dacă dumneavoastră îmi puteți spune cum se întâmplă, cum s-a putut întâmpla așa ceva. Deci să înțelegem că sunt anumite interese în spatele... Altfel nu pot să-mi explic și... Iar bucureștenii practic au de suferit din cauza acestor bineînțeles că au de suferit. Înțelegeri pe la spate. Vreau să știți că noi, cel puțin la nivelul sectorului 6, am luat toate măsurile posibile pe care le-am avut la îndemână, începând de la modernizarea spațiilor verzi, construire de spații verzi noi, plantare de arbori. Am făcut tot ceea ce ne-a stat în putință ca lucrurile să se îmbunătățească. Ca drept dovadă că poluarea la care s-a făcut și se face referire nu a venit din interiorul sectorului 6 sau din interiorul Bucureștiului. Chiar domnia sa a recunoscut că a venit din incinerarea unor deșeuri în gropi ilegale în afara Bucureștiului. Ce să vezi? Condusă de un penelist. Vedeți, eu nu vreau să arăt cu degetul pentru că cred că până la urmă soluția este să ne așezăm toți la masă, dar repet, cu nervii lăsați acasă și cu imaginea politică încuiată în dulap și să ne așezăm la masă ca oameni responsabili și să găsim soluțiile cele mai bune pentru bucureșteni. Nu să arătăm cu degetul spre primăria București sau către primărie de sector. Dumneavoastră, în calitate de primar al sectorului 6, ați fost contactat de actualul ministru interimar al mediului pe această problemă? Nu. Pe această problemă legată de poluarea la care faceți referire de la începutul acestei săptămâni, nu am fost contactat. Cum ar fi normal de altfel, nu? Da, pentru că, haideți să vă spun, nu de puține ori am sesizat și am solicitat sprijinul gărzii de mediu, pentru că există foarte mulți operatori care nu sunt autorizați de Primăria Capitalei. Aici este puțin mai mult de discutat, aș vrea într-un minut să explic. Un operator, ca să activeze, să lucreze pe raza teritorială a autorității locale respective, are nevoie de un aviz, de un acord, de o autorizație dată de către primarul localității respective. În cazul nostru, având în vedere că avem cele 6 sectoare, Primăria Generală a delegat către sectoare această gestiune pe partea de salubrizare. Noi avem contracte care au fost semnate pe baza unor licitații. Numai că, ce să vezi, ANRSC-ul, spre exemplu, dă autorizație de către societăți comerciale pentru a procesa, pentru a ridica și transporta deșeuri, fără ca aceste societăți să vină la Primăria Capitalei și să-și obțină acel aviz. Ce se întâmplă? Păi și e legal? Normal că nu este legal, pentru că haideți să vă spun ce se întâmplă. Acele societăți ce fac în realitate? Ridică deșeuri din sectorul 1, sectorul 6, de unde au contracte ei, la niște tarife care ele nu pot fi controlate, pentru că și aici este o discuție. Dacă la groapa de gunoi tona costă 130 de lei, tu nu te poți duce la asociația de proprietari să spui îți ridic tona cu 50 de lei. Că n-ai de unde să pui diferența de bani, adică undeva fur ceva. Ori faci evaziune fiscală, ori te duci și depui gunoaiele respective
Pe un teren unde? Tot în sectorul 6 sau... Bun. Închid paranteza și continui. Deci, avem foarte multe situații în care societăți comerciale desfășoară activități de acest tip care pur și simplu sunt tolerate de către Ministerul Mediului. Eu nu pot lua măsuri pentru că n-am atribuții pe acest subiect. A, ce pot să fac? Să-l iau, să-l amendez că n-are acel aviz pentru transport, autorizație de transport deșeuri, să-l pun să ducă deșeurile înapoi de unde le-a ridicat, dar nu se rezolvă problema așa. Ministerul Mediului, dacă ar fi mai responsabil, ar lua la mână absolut toate autorizațiile emise de ANRSC, le-ar verifica și ar constata că, spre exemplu, în București sunt sute de operatori autorizați care, în mod normal, nu au dreptul legal să facă, să proceseze și să lucreze în zona deșeurilor. Ascunde Ministerul Mediului situația reală? Păi, eu cred că da. Pentru că, haideți să vă spun, vedeți dumneavoastră, toată această temă legată de infringement și de problema Bucureștiului, și aici este iarăși o poveste care ar trebui lămurită. Nu Bucureștiul este pe primul loc în lista orașelor poluatoare, da? Nu înțeleg de ce domnul ministru nu se leagă, spre exemplu, de orașul colegului de la PNL pe care îl conduce, Brașovul, spre exemplu, da? Și să găsească soluțiile miraculoase acolo. Dar să o facă așa cum a făcut-o și în relația cu noi. Să se întâlnească, să discutăm omenește și după care să iasă într-o conferință de presă și să-i dea în cap primarului. Dar asta este altă discuție. Însă Ministerul Mediului ar trebui să facă în primul rând o informare corectă a populației cu privire la ceea ce înseamnă colectarea selectivă. Să știți că din momentul în care am programat mandatul de primar a fost unul din obiectivele pe care am vrut să le îndeplinesc la nivelul sectorului. Să atingem țintele impuse de Comisia Europeană cu privire la cantitățile de deșeuri valorificabile pe care le ai. În 2019, sectorul 6 a depășit pragul impus de către Comisie de 50% și ce să vezi, vine Ministerul Mediului și spune da, dar din totalul ăsta de 58%, eu trebuie să-ți dau la o parte deșeurile care au fost raportate de către agenții economici, ce vă spuneam mai devreme, care colectează de pe raza teritorială a sectorului 6 și pe care eu nu le pot controla în mod direct. Dar ei ce au făcut? Au venit și au raportat ca să ne atingem țintele. Pe ce motiv? Pentru că, vezi, doamne, legislația spune așa, iarăși o anomalie absurdă, că cantitățile de deșeuri reciclabile se iau în calcul doar de la operatorul cu care autoritatea locală are contract direct. Păi dacă eu nu am exclusivitate cu acel operator, cum aș putea să iau de la unul singur? Eu trebuie să strâng și să accept toate cantitățile raportate de toți operatorii. Ați văzut că este o întreagă isterie acum și pe bună dreptate. Italia, iată, a devenit al treilea focar de infecție cu coronavirus. Care sunt măsurile pe care le-ați luat dumneavoastră pentru sectorul 6? Să știți că încă din momentul la care a apărut știrea, mă rog, pe fluxurile internaționale de presă din China, cu problema din China, ne-am mobilizat și am început să luăm și să implementăm măsuri în sectorul 6. Primele măsuri au fost așa, distribuire de măști medicinale gratuite pentru toți copiii din sistemul de învățământ din sector, distribuire de măști medicinale pentru populația din sector prin cele 9 puncte de prim ajutor pe care noi le avem la nivelul sectorului 6, informare făcută corect prin afișare în toate magazinele din sectorul 6 cu ceea ce înseamnă prevenția pentru acest virus, nu neapărat coronavirus, cât virusul gripal, pentru că până la urmă cam noi la fel. Noi ne confruntăm cu două probleme din păcate. Am distribuit dispensere cu soluție dezinfectantă în toate unitățile de învățământ, inclusiv în punctele de prim ajutor, și am amenajat o locație pentru carantinare, dacă va fi nevoie, cu 9 paturi, din păcate, pentru 9 persoane, pentru că standardul impus de DSP este destul de mare, adică trebuie să faci niște lucruri aproape imposibile. Noi le-am făcut și am pus la dispoziția autorităților această locație. Nu o să vă spun unde este adresa, pentru că am avut situații în care la primăria capitalei, unde deja au fost carantinate persoane, mai că făceau meeting în fața locației respective. Câte persoane sunt în carantină la nivelul sectorului 6? Nicio persoană. N-aveți nicio persoană în carantină? Nu avem nicio persoană, din fericire.
Eu mă bucur că măsurile de prevenție pe care le-am promovat chiar au avut efect, pentru că am văzut foarte mulți oameni care folosesc aceste metode de dezinfectare, spre exemplu, folosesc dispenserele, măștile medicinale la copii, în primul rând, la persoanele care sunt, care prezintă simptome. Și încă un lucru foarte important, prin Centrul Medical Sfântul Nectarie, care este în subordinea primăriei, am asigurat consultații medicale gratuite tuturor celor care prezintă, au prezentat simptome. Copii, adulți, și s-au prezentat la centru medical, am făcut analizele. Deci este gratuit și oricine trebuie să-ți faci o programare sau cum? Nu, pur și simplu se merge la centru respectiv, la centru medical pe Udăpării. Deci se fac analize gratuit. Da, se fac, deci pentru persoanele care prezintă simptome. Nu te duci să tușești, dom'le, tușesc, gata, hai să-mi fac și eu un set de analize gratuit. Noi am făcut, am pus la dispoziția populației această posibilitate, tocmai pentru a răstrânge cât se poate de mult această aria posibilității infectării cu virusul gripal sau cu coronavirus. Și merg oamenii, adică fluxul este mare? Da, merg. Bun. Nu am avut foarte multe cazuri, pentru că haideți să vă spun ceva. În permanență, în fiecare zi, eu primez raportări cu situațiile de gripă, spre exemplu, pe care le avem în școli. Dacă în luna, undeva la jumătatea lunii februarie, începutul lunii februarie, aveam chiar 700 de cazuri raportate pe zi, astăzi avem undeva, astăzi avem undeva în jur de 35-40, adică a scăzut foarte mult. Lucru care mă bucură, pentru că, repet, măsurile pe care le-am luat, vedeți dumneavoastră, inclusiv distribuirea de măști medicinale gratuite, ați văzut? Este o isterie, o nebunie, da, nu se mai găsesc. Vedeți, eu am încercat să transmit autorităților centrale, guvernului, domne, rechiziționați tot ce înseamnă măști medicinale de la importatori sau de la comercianți. Vom ajunge în situația în care o mască să coste 10 lei când ea este 50 de bani. Și la o săptămână iată și jumătate s-a și întâmplat acest lucru. Când ați luat aceste măsuri? La începutul lunii ianuarie, cred. Ceva de genul deci ăsta, când a apărut, da, exact când a apărut, încă au apărut, nu a apărut primele informații. Cazuri la noi. Nu. Noi am implementat aceste măsuri cu mult înainte să avem primul caz confirmat în România. Aveți și un buget votat pentru primăria sectorului 6. Pe ce se vor duce? Pe ce proiecte se vor duce banii? Să știți că, în acest an, de fapt, eu am avut o atitudine și o abordare foarte clară. Am încercat și am aplicat în fiecare an de mandat de primar să reduc bugetul pe cheltuielile materiale și să măresc bugetul pe partea de investiții. Acest lucru s-a întâmplat și în acest an. Avem aproape 40% din bugetul sectorului 6 se duce către investiții. Avem fonduri europene care au venit și iarăși este o premieră. Este pentru prima oară când sectorul 6 atrage fonduri europene pentru reabilitare termică. Am reușit să fac acest lucru cu echipa mea și continuăm în această logică să luăm cât mai mulți bani europeni. Despre ce sumă vorbim? Absolut toate blocurile care intră în reabilitare termică se depune dosar la minister pentru obținerea de fonduri europene. Gândiți-vă că valoarea totală a investițiilor pe parte de reabilitare se ridică undeva la 600 de milioane de euro. Noi depunem pentru toate blocurile care reabilităm. Am luat acum, în acest moment, undeva în jur de 90 de milioane de lei. Continuăm să depunem și să luăm cât mai mulți bani. Care sunt proiectele pe care le aveți în vedere anul acesta? Cu ce continuați? Să știți că în acest an continuăm cu partea de reabilitare termică, infrastructura rutieră. Vom începe două proiecte foarte importante pentru locuitorii sectorului 6 și aici mă refer la amenajarea lacului Morii, tot ce înseamnă zona de promenadă de la lacul Morii. Și încă o barieră verde, i-am spus eu, este un spațiu verde cu locuri de joacă pentru copii la granița dintre cartierul Drumul Taberei și Militari. Mă refer la zona din spatele complexului Carrefour Militari, unde acolo avem o bucată de teren destul de generoasă, unde vrem să facem un alt parc cu zone generoase de odihnă și cu locuri de joacă pentru copii. Aveți în vedere și fluidizarea traficului? Să știți că fluidizarea 6. Traficului am făcut-o, haideți să spunem, și indirect și direct. În primul rând am implementat sensuri unice pe toate străduțele din cartierele mari, Militari, Drumul Taberei și continuăm să introducem aceste sensuri unice.
Pe de altă parte, faptul că am modernizat bulevardele, Iuliu Maniu, spre exemplu, acum nu mai există posibilitatea să urci pe trotuar haotic, când vrei tu, unde vrei tu. Acest lucru a ajutat la fluidizarea traficului. Chiar dacă la prima vedere nu pare important, dar să știți că 15% din traficul pe Iuliu Maniu a fost rezolvat exact prin această măsură. Continuăm cu modernizarea bulevardului Geniului, cu modernizarea străzii, bulevardului Strada Sibiu, unde la fel vom proteja toate trotuarele, bulevardul Timișoara, Valea Oltului, există Vasile Milea, care în câteva zile se finalizează și acolo avem iarăși foarte multe parcări construite. Deci, prin modernizările la marile bulevarde, vom reuși să fluidizăm, pentru că nu se mai poate parca haotic. Am construit și parcări noi, pentru că mulți vin și spun, dom'le, bine, ai blocat accesul pe trotuar, dar n-ai construit parcări. Ba nu, am construit și parcări și am făcut inclusiv parcări de tip park and ride la intrarea în Despre în câte oraș. Locuri de parcare vorbim? Pe Iuliu Maniu, spre exemplu, am reușit să construim în jur de 1200 de locuri de parcare. Dacă discutăm câte locuri de parcare am construit de la începutul mandatului, sunt zeci de parcări cu mii de locuri de parcare. Adică aș putea aproxima, fără să am o cifră foarte exactă, că avem undeva în jur de 13.000 de locuri de parcare construite în sectorul 6. Toate date în folosință? Parte din ele, mare parte din ele, da. Păi haideți să vă spun. Una dintre cele mai mari parcări a fost dată în folosință acum o lună și jumătate, două luni de zile, la Romancierilor. O parcare realizată de la zero cu aproximativ 300 de locuri de parcare. Continuăm să facem acest lucru peste tot. Știți cum este... Orice, iarăși un element important, am reușit să finalizăm o procedură pentru construire de locuri de parcare. Ce înseamnă asta? Am identificat un teren, a doua zi se poate intra pe el la lucru. Înainte nu puteam să facem acest lucru pentru că nu aveam aceste proceduri făcute. Astăzi le avem și putem lucra fără niciun fel de restricție, pur și simplu pe absolut toate palierele necesare în sector. Pe final aș vrea să intrăm puțin și în chestiunile politice. Știu că Partidul Social Democrat va avea un congres pe 24 martie sau 21 martie. Da. Pe cine veți susține la acest congres? Să știți că eu mi-am manifestat susținerea și chiar am mandat din partea organizației pe care o reprezint să-l susțin pe actualul președinte interimar, domnul Marcel Ciolacu. Și vedeți și dumneavoastră, probabil că se simte o altă abordare. Avem, hai să zicem, un nou model de leadership. Nu mai există stresul ăla că nu te poți duce, nu poți discuta, nu poți exprima păreri. Vreau să spun că... Deci nu mai bazi la uși închise, să da, înțeleg. Nu mai bazi la uși închise. Este un om care are o viziune, în primul rând, corectă despre ceea ce înseamnă relația în interiorul partidului și, mai mult de atât, are capacitatea politică să reprezinte partidul în relația cu alte partide, cu, eu știu, în eventualitatea realizării unor alianțe pentru perioada următoare, pentru că avem nevoie de ele, trebuie să recunoaștem acest lucru, și este omul potrivit la locul potrivit, nu știu, asta este sentimentul pe care îl am. Dar dumneavoastră ce vă doriți de la noua conducere a PSD? Ce greșeli să nu mai repete? Păi haideți să vă spun, în primul rând, poziția publică a partidului trebuie să fie în concordanță cu dorințele românilor. Nu poți avea un partid care să, hai să spunem așa, să ocolească ceea ce românii indică ca fiind prioritate. Eu nu spun că Partidul Social Democrat a făcut treaba asta. A avut câteva paliere pe care le-a greșit profund, da? Ne-am învățat lecția. Sper din tot sufletul să nu mai repetăm greșelile pe care le-am făcut și să ne vedem de, hai să spunem așa, de o administrație care are nevoie de oameni competenți și de ce nu să creionăm un program de guvernare pe care să-l folosim în eventualitatea în care vom ajunge la guvernare. Pe cine ați vedea făcând parte din echipa lui Marcel Ciolacu? Să știți că Marcel Ciolacu, la întâlnirea informală pe care am avut-o ieri, a prezentat un punct de vedere interesant. Ați fost și dumneavoastră la această întâlnire? Da, păi sunt președinte de organizație județeană și am participat la această întâlnire. În sensul că își dorește în echipă, sau hai să o spun altfel, vrea să facă cumva să existe o interfață între Congresul Partidului și Comitetul Executiv Național, o interfață care să fie formată din oameni care nu au legătură cu Comitetul Executiv Național. Cu alte cuvinte, să nu fie președinți de organizații județene. Este o abordare interesantă, pot să spun treaba asta. Vom vedea
cât de funcțională va fi. Președinții de consilii județene să nu facă parte din congres? Da, cu alte, nu din congres, din biroul permanent. Din biroul permanent. Din structura de conducere executivă, adică aia care zi de zi stă și analizează problematicile cu care se confruntă partidul. Spuneați că salutați această decizie. Da, este o variantă de lucru, o variantă pe care tot domnia sa a propus-o și o face printr-o moțiune pe care o depune în fața Congresului. O să vedem și care va fi programul și viziunea acestui model de leadership pe care îl propune. Și, repet, este un om pe care îl susțin pentru că îmi este și apropiat ca generație, este un om destul de franc, adică deschis, nu are niciun fel de ce gândește aia și spune. E adevărat, în politică de multe ori este greșit să faci treaba asta, dar îmi place această calitate pe care o are. Am văzut că îl susținem foarte mult și pe domnul Victor Negrescu, care este un tânăr al PSD, europarlamentar PSD, pentru forul de conducere al foarte partidului. Bine face, foarte bine face. Victor Negrescu reprezintă generația tânără. Un lider al Partidului Social Democrat care trebuie să fie în prima linie. În momentul în care a candidat pentru poziția de europarlamentar, am făcut cât am putut eu ca el să fie acolo în Parlamentul Uniunii, pentru că este un om de mare valoare, cu viziune, respectat în Parlamentul European și care niciodată n-a venit cu idei năstrușnice. Pur și simplu a fost un tip extrem de ancorat în realitate, cu un bun simț, nu știu cum să vă spun, de multe ori dus la extremă, dar asta trebuie să ai când reprezinți România în Parlamentul European. Nu te poți duce acolo cu... Mai sunt cazuri, din păcate, da. Vedem Bun, și alte variante. Le văd și oamenii. Ca drept exemplu, uitați-vă și dumneavoastră ce a făcut guvernul PNL în aceste 3 luni și jumătate de când este la guvernare. O criză dusă la extremă, după ce că avem criza coronavirus, urmează și cu siguranță se suprapune și această criză economică, pentru că o criză, o pandemie atrage de la sine și o criză economică, pentru că sunt fabrici închise, sunt entități economice care nu mai funcționează la parametri optimi. Din păcate, asta a făcut guvernul, n-a făcut nimic. Da? Nimic, doar alegerile anticipate. Îi așteptăm cu drag la alegerile anticipate. Ați spuneați că ați fost ieri la această ședință informală. Da. Ce s-a discutat vis-a-vis de alegerile anticipate? Că tot ați amintit acum de subiect. Va susține PSD în continuare? Să nu va susține? Noi am spus în felul următor. România nu are nevoie de alegeri anticipate. Noi nu suntem într-o criză politică. De fiecare dată eu am pus întrebarea, domne, să-mi vină să-mi explice cineva care a fost blocajul pe care Partidul Social Democrat l-a făcut în Parlament. Niciunul. Ai avut o lege care a fost făcută în interesul românilor, am votat-o. Și aici vă dau exemplul alocațiilor pentru copii. Partidul Social Democrat a votat pentru dublarea alocațiilor pentru copii. Cu alte cuvinte, nu există niciun fel de blocaj politic în Parlament. Cu alte cuvinte, nu există niciun fel de logică pentru care trebuie să faci alegeri anticipate. Ei s-au cramponat, și aici mă refer la PNL, de ce? Pentru că le-a fost foarte greu să recunoască că nu au capacitatea de a implementa măsurile pe care le-au promis românilor, respectiv dublarea alocațiilor pentru copii, creșterea pensiilor cu 40% și în momentul ăla ce să vezi? Pentru că dacă ajungi să faci sau să iei măsuri antipopulare, cu siguranță că te duci în cap, pe românește vorbind. N-au avut încotro și au forțat aceste alegeri anticipate. Dar ca să fie foarte clar, Partidul Social Democrat nu are niciun fel de problemă cu acest... Deci nu se teme, de alegeri anticipate. Păi, în logica în care funcționează guvernul PNL, mă aștept ca în 2 luni și jumătate sau 3 luni de zile, când vor fi alegerile anticipate, dacă vor fi, de la 40 cât se laudă că au ei, da? Să ajungă la 20. Oricum, sondajele am văzut că indică o scădere a liberalilor, cel puțin în ultimele două sondaje. Cam asta indică. Stimată domnișoară, Partidul Social Democrat, pe fondul greșelilor făcute, a scăzut de la 45% la 25% în 3 ani de zile. Partidul Național Liberal, pe fondul
greșelilor făcute, de fapt, n-au făcut nimic, da? A căzut de la 47 la 40, părerea mea că sunt și mai jos, în 3 luni. Deci dacă merg în ritmul ăsta, în alte 3 luni de zile, se duc la 30%. Deci să nu uite că românii nu pot fi păcăliți. Românii, odată ce au penalizat Partidul Social Democrat, o vor face și cu alte formațiuni politice, fără niciun fel de amenajamente. Domnule primar, eu vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră alături de noi și vă mai așteptăm cu drag. Mulțumesc! Mulțumim!